fulgere. Am fost convocați de primarul Comunei Tămaș la ședința ordinară a Consiliului Local, care are loc în sala de conferință a sediului administrativ Tămaș, în data de 26 februarie 2024, ora 10. Pe ordinea de zi avem 12 proiecte plus diverse. După care se suplimentează ordinea de zi cu încă două proiecte, proiectul numărul 25 și proiectul numărul 26. La ședința de astăzi participă și doamna Dorțu Veronica. Înainte de a da citire proiectelor de pe ordinea de zi, îl rog pe domnul secretar să ne prezinte procesul verbal de la ședința anterioară. Proces verbal de ședință din numărul 1405-7-2024. Secretar General al Comunei Tămaș, doamnelor și domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile codului administrativ articolului 34 litera A din baza dispoziției primarului numărul 111-6-2024, se convoacă Consiliul Local al Comunei Tămaș, județul Bacău, ședință extraordinară de îndată, conform prevederilor articolului 133 și 134 din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ pentru data de 7-2024, ora 10. Din verificarea condiției de prezență, respectiv că la ședința de astăzi, din 13 consilieri care compun Consiliul Local al Comunei Tămaș, sunt prezenți 11 consilieri locali, astfel că ședința este legal constituită și codice de lucrări. La ședință au participat un număr de 11 consilieri locali, primarul și secretarul general. Secretarul general va citirea procesului verbal al ședinței anterioare și propune președintelui de ședință să supună la vot. Președintele supune la vot procesul verbal de ședință din data de 18.01.2024 cu rezultat. Votul pentru 10, împotrivă 0, abținere 1. Și întreabă dacă sunt înscrieri la cuvânt referitor la procesul verbal. Nu sunt înscrieri la cuvânt. Secretarul general mulțumește. Președintele de ședință prezintă ordinea de zi a ședinței. Proiectul de hotărâre numărul 12/6/2023 privind aprobarea proiectului management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătește pentru cât arunci în area delegată a operatorului SC Soma SRL. Împuternicirea persoanei desemnate să voteze în laga ADIS din 08.02.2024. 2 diverse. Se supune la vot ordinea de zi. Votul pentru 11, împotrivă se abțineri 0. Primarul prezintă proiecte, explică conținutul acesteia și fazele derulării acesteia. Doamna Neagă întreabă când începe proiectul. Primarul răspunde în 25 ianuarie 2025. Domnul Toma nu este de acord cu proiectul și consideră că e o păcăleală, iar cetățenii comunii nu vor fi de acord cu aceasta. Primarul răspunde că este o formă modernă de colectare și exemplifică faptul că și în Franța, unde a locuit o perioadă, există această procedură. Președintele de ședință supune la vot proiectul. Votul pentru 11, împotrivă 0, abține 0. Președintele de ședință propune ca primarul să fie desemnat pentru a vota în arga ADIS din 8.02.2024 și pune la vot propunerea cu următor rezultat. Votul pentru 11, votul împotrivă 0, abține 0. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule secretar. Supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Domnul Popa? Da. Toată lumea. Mulțumim. Trecem la proiectul de zi. 1. Proiect de hotărâre numărul 13 privind decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice pentru decembrie 2023 și ianuarie 2024. 2. Proiect de hotărâre numărul 14 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Tămaș pentru ședința adunării generale a acționarilor ASECE Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 28.02.2024.
3. Proiect de hotărâre numărul 15 din 19.02.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli aruate în tamna județul Bacău pe anul 2024 și lista obiectivelor de investiții din bugetul local pe anul 2024. 4. Proiect de hotărâre numărul 16 privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe care trebuie să le presteze în anul 2024, beneficiarii legii 196/2016, modificată și completată privind venitul minim de incluziune. 5. Proiect de hotărâre numărul 17 din 19.02.2024, privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anilor anterior, în cursul anului 2024, de către primarul și viceprimarul Comunei Tamaș. 6. Proiect de hotărâre numărul 18 din 19.02.2024, privind completarea, modificarea și aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tamaș. 7. Proiect de hotărâre numărul 19 din 20.02.2024, privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți. 8. Proiect de hotărâre numărul 20 din 20.02.2024, privind alocarea de fonduri necesare ADGAS-ele pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului înființarea rețeei inteligentă de distribuție gaze naturale în ADSILET GAS, comunele Tamaș, Buzot și Gioseni, județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre numărul 21 din 20.02.2024, privind stabilirea unor restricții de circulație pe drumul comunal DC88 Tamaș-Horgești și pe drumurile sătești din comuna Tamaș, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre numărul 22 din 20.02.2024, privind aprobarea programului de gospodărire al Comunei Tama, județul Bacău, pentru anul 2024. 11. Proiect de hotărâre numărul 23 din 20.02.2024, privind informațiile de interes public. 12. Proiect de hotărâre numărul 24 din 20.02.2024, privind aprobarea programului de subvenționare a campaniei de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân, ce aparțin rasei comune și medicilor acestora din comuna Tamaș, județul Bacău. 13. Diverse. Supunem la vot ordinea de zi, așa cum a fost ea prezentată. Cine este pentru? Împotriva, abține? Nu avem. Mulțumesc. Acum se suplimentează ordinea de zi cu două proiecte. Proiectul 25 și proiectul numărul 26. Supunem la vot suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Nu sunt. Mulțumim. Trecem acum la proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi privind decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice. Domnule primar, vă rog. Se aprobă decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice pentru luna decembrie și ianuarie 2023-2024, în valoare de 11.816 lei. Mulțumesc. Supunem la vot proiectul numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere? Nu sunt. Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 14, privind stabilirea mandatului reprezentantului legal pentru ședința adunării generale a acționarilor. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Tamaș, în calitate de autoritate administrativă autonomă deliberativă a acționarilor în SCK PESA, acordă mandat special domnului, aici ați propuneți dumneavoastră, dacă aveți propuneri, să voteze pentru adunarea generală. Domnul Udrea, vă rog. Propun Piceasă Constantin. Mai sunt și alte propuneri? Eu propun pe domnul primar. A zis Constantin. Supunem la vot cine este pentru domnul Ceasă. Deci 1, 2, 3, 4, 5. 5 pentru, împotrivă, 6 care? Alexandra? Nu am văzut. Deci 6 pentru domnul Ceasă,
Împotrivă? Abțineri? Deci 2, 3, 4, 5, 6 abțineri. Supunem la vot domnul primar. Și supunem la vot pentru... Cine este pentru domnul primar? Să ne repetim. Deci 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. Lăsați-l pe domnul Mici, nu-i niciun problemă. Nu, nu este. Nu, la prima vărătoare erau 6 cu 6 și aici sunt 11. Deci a fost împotrivă 5, nu 6. 5 au fost împotrivă și 6 au fost pentru. Deci mai supunem o dată la vot. Pentru domnul primar. Deci cine este pentru domnul primar? Da, bun. 6. Împotrivă? Abțineri. Nu sunt nici abțineri. Nu am invitat să Trei. Sau lăsăm. Împotrivă? Împotrivă. Trebuie să fie și împotrivă. Și abține, da. Împotrivă și abține. Atunci, patru împotrivă. Abține. 1, 2, 3, 4, 5. 5 abține. Așa. N-ai văzut nici un abține. Abține. 4 abține. Se votează și la abține. Cine este pentru domnul primar? 6, 7, 8, 3, împotrivă, abțineri, restul. Deci domnul primar ne reprezintă în ședința de la compania regională de apropiere. Trecem la proiectul numărul 3. Proiectul 15, privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli anulate tămași de anul 2024 și lista obiectivelor de investiții. Ați avut atașat la convocare asta proiectul? Exact. Aici avem... Dar, ca cum ne-ați zic, aici avem și un amendament. Două amendamente. La proiectul ăsta avem, da, două amendamente. Unde s-au mai suplimentat lista de investiții. Da, amendamentele sunt în finisare, piața agroalimentară, comuna Tămaș, județul Bacău și ființare, da, este la fel. Am pus textul inițial și textul nou. E o corecție. Vedeți că e corecție pe textul principal, sunt 20.000 și pe textul nou. Deci, supunem la vot amendamentul. Înființare piața agroalimentară. Cine este pentru? Cred că ăsta e primul și ăla e al doilea. Nu, dar voi trebuie să fie textul meu. Da, e asta. E acela. Nu îți scrie ce dezvoltare publică. Da, dar aici scrie la fel. Piața are Dumnezeu. Supunem la vot cele două amendamente. Cine este pentru? Alexandru, 11. Împotriva, abține? Nu mai este. Supunem la vot proiectul numărul 15. Dacă sunt discuții cu privire la proiectul numărul 15, la bugetul local, dacă sunt înscrieri la cuvânt, vă rog, dacă era bunul meu, mai era. Scrie-mi acum. Așa nu sunt eu aici ceva legături cu schimbarea toaletei de afară în interiorul clădirii unde funcționează grădinița. Am vorbit cu domnul primar și a spus că are să găsească o soluție să rezolve până în toamnă problema asta. Da, da. Trebuie să facem o companie interioară. Doar că v-am zis, nu intră ca proiect, intră ca răcare sau vedem. Da, ca să-l aveți în vedere. Da, da.
Să punem la vot. Proiectul numărul 15. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 16, privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe care trebuie să le presteze în anul 2024, beneficiarii legii 196-2016. Domnule primar. Se aprobă planul de acțiuni și de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe care trebuie să le presteze în anul 2024, cei de la 416. Mai sunt foarte puțin, dar chiar spre deloc. S-a schimbat un pic legea și foarte greu îi mai primești, îi trimiți la muncă. Dacă se înscrie la cuvânt aici. Dacă nu, supunem la vot proiectul numărul 16. Cine este pentru? Toată lumea. Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 17, privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant de către primarul și viceprimarul comunei Camaș. Da, aici e vorba de concediu meu și al domnului Vici, unde eu am 48 de zile restante, iar domnul Vici are 3 zile restante din anii anteriori. Eu am început deja să-mi iau, am 6 zile luate până acum. De acum încolo să încerc să recuperez de concediu, pentru că am înlocuit doar. N-am avut până nici viceprimar, nici administrator și nu prea avea ce să-mi țin loc. Dar acum am avut și administrator și nu e o problemă. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Dacă nu supunem la vot, proiectul numărul 17. Cine este pentru? Toată lumea, mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 18, privind completarea, modificarea și aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate a primarului comunei Camaș. Aici e vorba de demisii și noi angajări. Avem hotărârea CIP de la domnul vice, care a revenit în funcție, dispoziția mea pentru doamna Veronica Donț pentru ocuparea funcției de administrator, eliberarea funcției ca șofer al domnului Fruit Balin, avem eliberarea de funcția doamnei Bogdan, domnișoara Bogdan Cristina Magdalena, revenirea pe funcția doamna Bianca Croicu și cam atât avem astăzi modificări la statul. Spunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea, mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 19, privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți. Articolul 1. Se utilizează excedentul anual al bugetului general rezultat la încheierea exercitării bugetului anual 2023, trebuie să fie aici. Pentru următoarele obiective de investiții și le-ați avut siguranță la mapă, pentru mai dăm citire. Dacă sunt înscrie la cuvânt, dacă nu supunem la vot, proiectul numărul 19, cine este pentru? Toată lumea, mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 20, privind alocarea de fonduri necesare a gasire pentru cheltuielile neeligibile aferente proiectului înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Adisire Gaz, comunele Tamaș, Buhoci și Josei, județul Bacău. Aici e vorba despre gaz. Se aloacă o sumă de 170.000 de lei pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Publică Siret de Utilitare Publică Siret Gaz. Se aprobă o sumă de 170.000 de lei pentru gaz. Dacă se discutăm, dacă nu supunem la vot, proiectul numărul 20. Cine este pentru? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 21, privind stabilirea unor restricții de circulație pe drumul comunal Tamaș Burgești și drumul Gresătești din comuna Tamaș, județul Bacău. Articolul 1. Pentru asigurarea siguranței traficului rutier și protejarea locuitorilor comunei Tamaș. Aici s-au mărit taxele, nu au mai fost actualizat acest proiect în 2014 și l-am pus astăzi, s-a pus astăzi pe ordinea de zi cu mărirea taxelor pentru volanș și pentru cei care vin și prestează mult aici și nu sunt comun.
pentru lemne, pentru balasturi și ce mai. Sunt restricții, sunt taxe pentru a plăti, de a umpla pe drumul, e vorba de drumul ăsta, de un moment. Da, drumul până la drum. Dacă sunt înscrie la cuvânt, dacă domnul Bucur. Nu sunt de acord cu taxe și cu venea acolo, dar dacă este drum public, pentru și să luăm taxe pentru el, noi pentru trecem pe el. Dacă drumul este bun, făcut, e betonat, e asfaltat, pentru și să luăm taxe pentru el. Pentru întreținerea drumului. Întreținerea drumului, înseamnă că și-a să pui taxe și pe drumul de înțeamnă că timp venea, dar aici și putem și aici. Locuitorii Comuna Tamaș nu plătesc, doar cei care sunt din exterior. Păi este rău, dacă el este rău și vine ăla care iargă lemne la pădurii, deși trebuie să plătească și ăla. E restricție de tonaș. Restricție de tonaș, deși e restricție. Deci, dacă un tonaș, de exemplu, înseamnă că nu e extinct. Înseamnă că nu e drumul bun. Păi nu, nu e adevărat. De exemplu, și podul de la Șervăneș, nu ai voie să treci cu camionul. Nu ai voie să treci. De ce nu te lasă primăria ca un bacău să treci peste podul la Șervăneș cu camionul? Pot să spun eu, nu există tonaș mare. Același lucru se întâmplă și cu drumurile comunale și sătești. Ele sunt construite pentru greutate maximă adrisă de 70 de tone, ci de 30, de 40. Cei care transportă material venenos, știți foarte bine că circulă cu două remorci care au 70 de tone. Ori un drum sătesc construit și prin legea drumurilor, nu poate... Și dacă îi dați... Nu, domnul Bucur, în acest mod, pentru că taxa aia dacă o plătește, nu îi încuraja. Cetățenii comunitari au gratis, s-au făcut totdeauna, nu îi încurajă pe care nu sunt împotrivă, dar am spus, nu vreau să fie acel, dar dacă îi taxe și-l lași cu gâmpul... În momentul în care exploatează materialul venenos, el știe că are obligația, se vine să-și ia abonament, pentru transport materialele noastre sau să se supună regulilor și să vină cu mașini de tonaj mai mic. Nu este obligatoriu să le încasăm taxă, ci să folosească mașini de tonaj mai mic. Da, vă spun că să luăm taxă. Noi nu subscriem numai decât că să le dea taxă. Să circule cu mașini de greutate pe care legislația viitoare o spune. Ori nu cu 70 de tone, pentru că dacă ați văzut Racova este drumul rupt sau tras materialele noastre pe el și s-au degradat foarte tare partea aia de la pod. Drumul ăsta aici are în unele zone acostamentul rupt. Adică exploatatorii de materialele noastre știu domnul foarte bine. Domnul vrea să întrebi peste ce tonaș plătește taxă. Păi, domnul, poți să citeați că proiectul de hotărâre. Nu a fost ideea asta, cât taxă se ia. A spus, păi că dacă drumul ăsta nu e bun. Dacă și ce plătește. Nu, dar eu peste 7 tone. Domnul primar, dacă eu am citit în primar, nu am citit. Atât. Dacă mai dorește cineva să ia aplicatul, punem la numărul 21. Cine este pentru? Domnul Spoială. Împotrivă? Nimeni? Abține? Domnul Spoială. Trecem la proiectul numărul 22, privind aprobarea programului de gospodărire a Comunei Tamaș de Scoacă pentru anul 2024. Articolul 1. Buna gospodărire a Comunei Tamaș, păstrarea curățenii, respectarea strictă a normelor de igienă, precum și activitatea de gospodărire, constituie o mandatorie civilă a agenților economici, instituțiilor publice și altor persoane juridice și a locuitorilor Comunei Tamaș. O să chiar să postez și asta pe Facebook cu obligațiile care le avem și le iau. Sunt înscrie la cuvânt. Dacă nu supunem la vot, proiectul numărul 22, cine este pentru? Deci la proiectul numărul 11, pardon, la 33, privind informațiile de interes public. Articolul 1. Se aprobă lista cu prezent categoriile de documente propuse și sau gestionate potrivit legii de Consiliul Local Tamaș și Primăria Comunei Tamaș, care constituie informații de interes public, conform anexii 1, 2 și 3 la prezenta hotărâre. Dacă sunt înscrie la cuvânt. Nu, e chiar dacă înseamnă la urmă. Da?
Asezare suplimentare sau? Nu, nu, nu. Nu pot spune. Asta e proiectul numărul 23. 23. Da. Supunem la vot proiectul numărul 23. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 24, privind aprobarea programului de subvenționare a campaniei de sterilizare gratuită a câinilor cu stăpân, ce aparțin rasei comune și metișilor acestora din comuna Tambov, județul Bacău. Normal trebuie să iasă afară. Nu, 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 trebuie să menționați. Da, cine se consideră că este incompatibil, nu trebuie să plătească. Deci eu sunt... Să discuți legată de acest proiect. Dacă nu supunem la vot, proiectul numărul 24, cine este pentru? Nu mi-a dat ce vreau. Dar aici era vorba de... Fac o mică paranteză, s-a votat o sumă de 20.000 de lei pentru un număr de 100 de căței. Pentru sterilizarea lor. 9 voturi pentru domnul secretar. Da, deci cetățenii trebuie să știe, este obligatorie sterilizarea. Da? Sterilizarea și întoșipare este obligatorie. Amenda minimă este de 7.000, amenda maximă de 15.000. Acum, dacă e gratuit? Dacă e gratuit, sper să... După ce se semnează contractul cu cabinetul, sperăm că vor veni la altfel amenzele și o să fie amenzi. Până acum, ca să evităm abandonul câinilor. Am văzut pe care să vrei să dați un pic, Runea. Nu, nu ți-aș spune. Nu știi ce înseamnă câinii fără pedigree. Nu. Deci este... Deci lumea nu este interesată. Deci să știi foarte bine. Deci toți câinii de rasă comună, adică care nu au pedigree. Adică care are un act care atestă că este de rasă. Nu are gravire. Care nu au pedigree sunt în acestea. Da, trebuie castrați. Obligator. Pentru evitarea familiei. Mascul femeie nu contează. Iar să știi, mai fac o paranteză, câinii din grupa întâi, da, Amstaff, Pitbull, da, câini periculoși, de anul ăsta sunt obligați să încheie asigurarea. Rottweiler, da. Deci cetățenii care dețin astfel de câini și încheie asigurarea. Altfel, amenzile sunt foarte mari. Deci trebuie să-și facă asigurare. 200 de lei pe an. Dacă deții câini din grupa câini de risc, trebuie să faci asigurare. În caz de Doamne ferește mușcă pe cineva, să fie acoperit pentru costurile medicale și restul. Da? Deci câinii de rasă comună. Trecem la proiectele suplimentare de ordinea de zi. Proiectul numărul 25. Avem proiectul numărul 25, depus de către domnul consilier Toma Petrică, privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici, pentru angajații primăriei. Asta este primul proiect. Dacă sunt discuții. Sau da. Supunem la vot proiectul numărul 25. Cine este pentru? Toată lumea. Mulțumesc. Și proiectul numărul 26, mai avem. Privind proiectul numărul 26, privind includerea în inventarul public al comunei Tamarșu, o suprafață de 2566 de metri pătrați pentru proiect de investiții privind asigurarea independenței energetice a clădirilor publice din comuna Tamarșu. Deci este vorba de terenul care l-am și arătat și l-am și explicat. E pentru zona de fotovoltaici, de a face un parc fotovoltaic acolo pentru școli, instituții publice, after school. Aveți discuții legate de acest proiect? Dacă nu, supunem la vot. Proiectul numărul 26. Cine este pentru? În urmă unitate. Trecem la privește. Dacă aveți ceva la diverse, dacă nu, declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumim și noi la
sau la discuție.